Hristos a înviat. Ziua astăzi, 14 mai. Ieri am fost și am pus caturile astea, reprezentoarele pe primul rând de caturi. Mai am 3 aici, restul am terminat de extras. Apoi rândul 2. Și mai am și la rândul 3 pe acolo. Un zbor frumos astăzi. Frumos. Cât de cât față de săptămâna asta foarte nașpa a fost. Frig. A început să zboare albina. Așa că-ți vede. Ia un zbor cât de cât. Da. Mai dansează, mai este pe razbor, mai... Vin oricum aduce ceva azi. Când mă uit pe capacii că să pun la odihnă. Da. Și vă arăt cum mai arăta de fapt. Mierea nu e chiar căpăcită, dar oricum am luat umiditatea e undeva la 17-17.5 la primul rând. Aici la tot am luat probe. Deci peste 17.5 nu am găsit umiditate, deci e ok. Am avut timp să... Chiar nu au căpățită că nu am umplut ramii, chiar până în cap. Așa e o capul. Una roabă. Da, să uităm activa ramii. Deci n-am avut ceva trebuie să... Deci... Am început să-i căpășească. Ei ne-am stup care eu și căpășit. Ne-am găsit ceva ce mai avut de jos tras ramele care au fost pe crescute. Nu știu cât se vede crucește. Am început să o căpășească și aici. Oricum, umiditatea e ok. E foarte bună. Îți pline la față, cum se spune. Cum spune domnul Costin. Pline la față, cu început de căpăcit. Asta e. Cam așa e și ceva puiet de jos. Da, ia să vedem ce rămâne în catul 2 și 3. Adică să vedem tot albina din catul ăla s-a dus aici. Ok. Avem ce albină. Văd că a început să albească și aici. Nu știu cât se vede. Da, o înalbit bine. Toate ramele. Se vede în filmare. Albina e calmă. Ok. Și trecem la următorul cat să-l luăm și tot așa. Îl punem aici un pic ca să se vadă. Iau câte 3, câte 4 caturi. Trânturi care am pus aveau ceva trânturi, dar în schimb o băga mere și o căpăcită. Așa că se vede, o băga mai extras. Început să înalbească acolo ceva pe rame. Da. În asta. Da, am făcut și roaie din el. Trecem la următorul.
Da. O să mai fac ceva când intru pe rândul 2. Călduț, salcăm încă e. Sperăm să mai bagi măcar un cat. Zi să se anunță mai călduroasă de acum, vom vedea. Mire de soc. Cam așa la culoare. Face valori. I-am luat umiditatea 17%. E perfect. O miere super delicioasă. Da. Așa curge. Salcăm 2024. Da, e ora 5.30, adică 17.30, abina încă zboară. Am cam jumătate stupină am făcut-o, am extras-o. Deci am terminat primul rând și cu al doilea până la... Mai am 4 stupi acolo în capăt. Ora se vede 4 acolo. Și mai am încă un rând și încă câțiva acolo. Abina zboară bine. Azi la cântar până la ora asta am avut 2 kg de la amiază, am început să zboare. Treaba e bună, dacă ar ține așa încă 3-4 zile, până sâmbătă, ar fi ok. Da. Dar bine, zboară încă. Oricum a fost un zbor puternic astăzi, a scăpat să lace de la frig. Deci mai avem ceva facilea florită, dar fără de salcăm încă arată bine. Nu știu cât se vede în filmare. Dar primii salcâmi au început să scuturi care s-au înflorit, dar încă e, cred că o săptămână încă o duce, zic eu, nu știu, vom vedea. Dar în rest e ok, mierea e maturată undeva la 17-17 jumate, am găsit, am luat mai multe probele, e ok de extras, pregătim caturile. Deci terminăm primul rând, pe care intervenim și dacă mai bagă ceva, punem de sub și extragem tot următorul, dacă e început să căpăcească sau e căpăcită, vedem. Oricum e un an mai dificil, din cauza temperaturilor, la rapți în jumate față de an trecut, la salcăm, parcă văd că e la fel. Dar asta e, mergem înainte și pregătim familiile pentru culesul de care urmează de fără. Dăm drumul la dezvoltare, băgăcaturi, avem treabă. Da, sănătate și butoaie pline. Mai bine, sănătate.